Dacă vreți, o am mai explicat, o mai explicăm. Da, este una dintre opțiuni. Intrarea în insolvență este, știți bine că singurul tratament al datoriilor, tratament legal, prin care poți stopa creșterea penalităților și poți reduce nivelul datoriei la suportabil cu acceptul creditorului, insolvența. Orice altă soluție pe care o aud pe la tot felul de păreriști, că domne, să negocieze primăria cu Elcenu, Radetul cu Elcenu și Elcenu să accepte un nivel al datoriei mai mic, o sumă mai mică decât ăștia 3,6 miliarde, e bazaconie. Intră în zona ajutorului de stat. Nu se poate.